Zal dat een beetje jouw kiel vatten? Graag toch pijn voor het ultieme videoclip aan Strens. Zes ik ga gaan. Om hier de visualisering valt is voor het team. Och, een videoclip mijn speciaal. Salome, Salome, Fabra la Paniul. Oh, we mag goed aan de predictie. Nee, ik heb hem. Ze vaak hem schrijf. Nou, zijn de PCS go case. Avem $25, dacă pierdem banii ăștia am berit nu mai mâncăm. Așa, asta e practic, ăștia sunt toți banii noștri pe care putem să-i... pe care o să-i scoatem, probabil după ce abladeți video pentru că trebuie să-l trimit la băiet. Doncu... Oricum, pace pentru notification squad. Mersi mult pentru 1000 de vizualizări, așa, cu timp. Nu uitați să vă abonați la like și dacă vreți niște bănuți gratis pe singurcase.com puteți să mergeți la free. Îmi cer scuze, sunt foarte răgușit. Sunt foarte răgușit de la live-ul de acum două seri. Mergeți pe enter code, scrieți Kio și dați you și primiți niște bănuți gratis. Bun, haide să începem cu niște joculețe. O să începem cu... uite, hai să-ți arăt creșul. Ce e creșul? Deci, practic, e un fel de linie, vezi tu? Da. Și linia asta, tu poți să pariezi o sumă și cu cât crește linia asta mai mult, cu atât câștigi mai mult. Dar dacă nu scoți până a ieșit linia asta, până s-a picat, ai pierdut tot. Deci, uite, acum a dat creș la 2. Dacă nu scoteam până la 2, pierdeam. Hai că cât punem? Punem un dolar. Dacă ai că am apucat, suntem în cu un dolar. Putem să scoatem repede ca să nu pierdem. Și am făcut deja profit 122 de... Am dat la 1-2-2 și am câștigat 122 de bonus înapoi. Oh. Un dolar, adică un euro, adică 5 lei, la către acolo la... Da, am dat cu ceva așa. Înseamnă 1000, da? Da. Bun. Așa, acum, asta am scos eu, că mi-era frică, dar uite ce mult. Dacă lăsam până la 5, scoteam o grămadă de bani înapoi. Haide, acum mergem să-ți arăt eu un joc mai mișto. Slot. A, nu, nu slot. Stai, nu slot. Uite, ăsta e Minesweeper. Deci, practic, hai să punem $5, da? Da. Și aici, cum ar veni, sunt 3 mine. Deci, practic, sub toate chestiile astea de aici, se ascund 3 bombe. Trebuie să nu nimerim bomba. Bun. Hai să vedem. Ia să vedem. Deci, care, pe unde dau? Apasă pe 8. Pe 8, da. E sigur? Da, pe 8. Bun, ai nimerit. Mai zi una, ai grijă că dacă dai de bombă, am pierdut și sărate. Noi acum am scos 700. Apasă pe... 17. Nu, filmă, mamă, ești aici. Ok. Și bun. Mai domnule, am făcut profit 900, da? Hai zi tu acum. Am făcut profit $1. Dăm cash sau ca mai dăm una? Să nu pierdem. Nu știu. Hai că scoatem că mi-e frică. Și acum vezi tu, ia fi atent. Am dat cash out și uite, bombele erau aici, aici și aici. Deci dacă alegeam una din astea, pierdeam aia $5 care i-am pus. Mai bine că n-am... Deci acum am făcut $27 din $25. Înțelegi?
Bun. Sper că ne vedem pe filmare, că dacă nu am belit-o. Bun. Uite, mai avem aici jackpot. Practic se bagă lumea cu mai multe. Uite, iau câte 20. Să că pun și eu, uite aici. Stai un pic să vedem. Punem aici, că mi-au pus 20. Punem și noi, pe exemplu, 50. Bine, nu e mult, dar nu e jackpot-ul mare, e foarte mic. Dacă mai bagă cineva, ne mai băgăm și noi, dar e foarte mic. Aici nu prea se merită să joci, pentru că nu joacă lumea. Noi acum suntem culoarea roz. Înțelegi? Și dacă rămâne numai culoarea roz, am câștigat. Dacă nu am pierdut bine, n-am pus mult. Sunt 120 de puncte în joc, adică puțin. Uite, dacă rămâne numai roz, am putut. Dacă nu am pierdut, am câștigat. Deci am câștigat 120 de dată, dar nu e mult, ți-am zis. Bă, e ok, nu? Adică, hai să jucăm, fii atent. Avem wrestling de-asta, dar nu... Văd că e scurtul de-asta, deci nu merge. Avem... Ce, stai să vedem. Bă, nu știu exact ce e, dar... Hai să vedem. Punem să luăm dolarel cu șansă de câștig de, să zicem, și gen potential reward 31. Asta e mai chiar. Deci cu cât avem mai mic de ăsta, cu atât câștigăm mai mult bani. Înțelegi? Deci câștigăm de 4 ori dolarul, dar trebuie să pică verde. Și e foarte riscant. Hai să încercăm. Trebuie să pică cuțitul pe asta verde mică. Da. Doamne gât. Na, nu cred că am șansă. Am pierdut, vezi? Am pierdut un dolar. Acum ce facem noi? Mergem la, să zic, jackpot-ul cum ai? E mic. Mergem la... Nu știu. Tot la sweeper. Spunem 5 dolari. Pentru că am pierdut un dolar. Și întotdeauna când pierd, zi un număr. Deci acum am câștigat 700, da? Da. Hai, zi tu număr acum. 17. Ia să vedem. Și mai încearcă și... Nu, no, mamă, dacă avem 700. 2. Eu zic 2. Nu cred. Hai. Nu știu. Ai picat-o. 5 dolari am pierdut. Era atât de... Putu. Da, fix 2, frate. O să duc random, că am pierdut prea mult. Cât avem? 7.000, știi, iar dau chisă. Puteam să mă duc tot tabelul ăla. Avem 4 dolari. Adică am făcut 3 dolari, da? Am câștigat. Bun. Mai dăm o dată, că am pierdut mult. Bun. Bun. Vreau să zic 5. Mamă, dacă t-am pierdut. Bun. Hai să te arăt încă o dată asta. Foarte tare. Adică la mie îmi place. Asta se numește coin flip. E ca și cum ai dat cu banul. Dacă pică ăsta am pierdut. Dacă nu pică am câștigat. O să pun aici 1000. Nu.
Așa. Ia, dăm. Să vedem. Dacă pic am bătut. Bă! Nu cred că pierd toți banii aici. Ia. Nu. Frate, deci nu pot să cred. Cum pana mea. Ce că facem, că n-am am pierdut. Nu? Am fucking pierdut. Bag o lindic dacă am pierdut toți banii. Ma. Am pierdut tot. Am înțeles. Da. Clar. Bă, băieți, ce să zic? Mi-a părut bine că vă cunosc. Cam asta a fost videoclipul, pentru că practic am pierdut toți banii, dar nu e nimic. Să fie cu noroc. Doamnesc. Da. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat la noi. A băgat hânela pe nimeni, nu prea am avut noroc. Nu uitați să dați un like pentru că am pierdut banii, un share și să vă abonați dacă nu ați făcut-o și hap pe clopoțe. Eu le mulțumesc și celor de la Hero Games pentru că am sponsorizat videoclipul. Eu am fost Kio, scuzați-mi vocea, până data viitoare v-am lăsat, salut! Pa! Eu pula-mi pe tot. O zic ca un ghinionist.